Un deputat liberal din Suceava a cerut explicații în Parlamentul României despre cum înțelege Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere să intervină pe drumul național 29 la Dâncata. Ioan Balan a vorbit despre o bătaie de joc la adresa celor care tranzitează comuna, despre pagube materiale considerabile în condițiile în care lucrările plătite din fonduri publice prezintă această secțiune de drum mai proastă decât înainte să se intervină. În solicitarea sa, deputatul liberal de Suceava, Ioan Balan, vrea să fie cunoscută situația detaliată a lucrărilor de modernizare efectuate pe DN29 în ultimii 2 ani, valoarea și executantul lucrărilor, de ce drumul național 29 nu a fost cuprins într-un program de modernizare în integralitate, iar Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere cheltuiește bani pentru peticirea drumului degradat, lucrări care nu vor rezista până în primăvară. Și dacă pentru modernizarea DN29 s-a formulat vreo cerere de finanțare la Uniunea Europeană, având în vedere eligibilitatea certă a regiunii Nord-Est pentru obiective de coeziune economică și socială. De ani de zile se cunoaște foarte bine la nivelul guvernului faptul că toată infrastructura de transporturi din regiunea de Nord-Est a României se află într-o stare avansată de degradare. Cea mai mare parte a drumurilor naționale din această zonă, aflate astăzi în administrarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, este acoperită de covoare asfaltice sau din dale de beton care nu au mai beneficiat de reabilitări și de peste 20 de ani. Deputatul Ioan Balan a dat și un exemplu în ceea ce privește lucrările de mântuială făcute de Compania Națională de Drumuri. Pe tronsonul de drum DN29A, în jurul localității Adâncata, așa zisele lucrări de reabilitare a drumului național au constat în nivelarea unui strat de piatră concasată peste găurile din asfalt, după care s-a așezat un fel de criblură peste ceea ce rămăsese din vechea structură a drumului. Fac precizarea că această secțiune de drum nu mai înregistrase lucrări de modernizare de peste 3 decenii, neavând o structură specifică unui drum național, ci un drum secundar construit cu dale de beton. Pe lângă faptul că autovehiculele care circulă pe această rută au înregistrat pagube materiale considerabile, lucrările plătite din fonduri publice prezintă această secțiune de drum mai proastă decât înainte să se intervină.